Ok, acum că știm, știm un pic despre flow, e mai ușor de vizualizat cam cum s-ar face obiectul ăsta. So, practic e o bandă cu niște găuri rotită în jurul unui cerc și încă o bandă rotită la 90 de grade față de prima bandă. So that's pretty simple to do. Hai să vedem cam, cam cum, ar face, cam cum am face chestia asta. So, ne mutăm pe a layer și o să dau imaginea un pic mai în spate. So, right now o să avem nevoie de un cerc, undeva ceva de genul ăsta. Și fiindcă vrem să păstrăm găurile astea cât mai aproape de, uh, de forma lor de cerc, o să o să încercăm să facem o curbă. O linie dreaptă de fapt pe post de base curve uh, cât mai aproape de lungimea cercului sau. So, ar fi 768,539. So uh, line din 0. Și am avea 7. 68, 539. Ok. Și asta o să ne ajute pe noi să menținem distorsiunile la, la un nivel minim. Evident că va fi un pic distorsionată, se vede și aici, dar uh, va fi cât mai aproape de, de cerc. So, hai să facem o suprafață. Momentan o să fac un, uh, să facem un dreptunghi. Hai să facem un plan. Să facem un plan uh, din centru, centru o să fie în mijlocul planul, în mijlocul liniei aici. Și something like this, cred că e ok. Bun, uh, curba asta o să o blochez deocamdată ca să nu mai selectez. Și mai avem nevoie de uh, găurile la circulare. So... Cred că cel mai simplu ar fi, ar fi să facem un rei. Uh, să facem un cerc întâi și o să-l încep uh, de aici. Deci o să-l încep de aici fiindcă practic capătul ăsta și cu capătul ăsta se vor uni când vor fi puse pe cerc și atunci aici o să am nevoie de jumătate de cerc și aici de cealaltă jumătate. Ok, și aș putea să fac. Uh, după, exact după ce am uh, blocat curba asta, o să-i dau uh, din nou uh, array on curve. So, this guy va fi pe curba asta. Și uh, hai să-i dăm. Cred că ce raz avem aici. Avem un diametru de vreo 45, deci probabil 14 ar fi ok. Ok. Și acum am am toate am toate cercurile puse pe linia respectivă cu o distanță oarecare între ele și să schimbăm asta în negru că e destul de greu de văzut. Okay. Bun ce ar trebui să fac acum ar trebui să fac găurile sau so, o selectez obiectele pe care le-a făcut comanda array cu select last last created adică. Uh, și o să le grupez, ca să fie mai ușor să le, să le selectez. O să dau Split, suprafața asta cu găurile astea. Și um, pot să, să zic din nou Select Last, deselectez uh, suprafața mare. Și uh, șterg găurile. Ok. Hai să facem și copia, să vedem cum ar arăta. Și rotim la 90 de grade. Ok. Și problema aici ar fi că de fapt suprafața asta uh, trebuie mutată cu o jumătate de cerc, o jumătate de cerc doar, o jumătate de cerc, cred că și jumătatea din lungimea asta. Mai la dreapta sau mai la stânga, doesn't matter. Uh, ideea ar fi că mijlocul distanței de aici ar trebui să fie pe centrul cercului de aici. Uh, și facem asta cu move. Și voi alege să mut din, uh, dintre cele două puncte. So, quad, quad și acum sunt în mijloc și o să mut fix în centru ăla. Ok. Și aici uh, ar trebui să iau bucata asta și să o, lipez la, să o lipez la capăt. So, let's go do that. O să desenez o linie și o să activez și project aici. N-ar fi trebuit să fac both sides. Și o să dau uh, split. Și apoi pot să mut bucata asta la capăt. Și teoretic, dacă am făcut totul bine, de asta cred că nu mai am nevoie, pot să le șterg. Și asta două se pot join UI. Și hai facem și un test să, să vedem dacă, dacă e tot ok când le punem pe cerc. sau so, o să dau flow this guy and this guy base curve și uh, în cazul ăsta ok, ă zbat data again și de data asta și cu stretch Uh this guy this guy base curve și target curve și stretch Ok, și pare că se unez bine aici. Perfect. Ok, uh, let's keep going. O să avem nevoie de, o să avem nevoie de niște corpuri solide, și fiindcă astea sunt destul de smooth and shiny asta îmi spune că cel mai probabil ar trebui să facem un blend între două suprafețe. În cazul ăsta aș putea să folosesc să zicem extrude surface. Extrude surface. Să zicem asta. Dar fiindcă aș vrea în partea cealaltă, probabil că aș vrea... Aș vrea să scap și de îmbinarea asta de aici. Cred că... Hai să folosim aici Extrude Surface. Și we'll, we'll see what I'm saying in a minute. Uh, hai să zicem, both sides. Um, hai să zicem o valoare de 4. 4 both sides sună, sună ok. Uh, problema e că eu acum aș vrea să fac de fapt un blend între suprafețele astea și uh, deci vreau să fac un blend aici, un blend aici. Și în momentul ăsta, fiindcă deja am toate găurile, cred că o să muncesc mai mult um, la, la închis găurile astea și apoi uh, apoi splituit cu noi la suprafețe. Așa că cred că în cazul ăsta o să fie mai simplu să revin la curbe uh, și să folosesc uh, Extrude Curve doar pe, să zicem, primul primul cerc și apoi din nou uh, rei sau copii vedem imediat ce, ce facem. Hai să recreăm curbele și curbele o să mi le recreez cu uh, duplicate borders pentru ambele. Uh, ok, și acum am și Acum am și... Uh, tot încerc să selectez suprafețele. Acum am și curbele care îmi, uh, îmi limitau cele, cele, două suprafețe. Și hai deocamdată să grupăm asta și să îl ascundem. Și să ne ocupăm de partea de jos. So, în partea de jos mă interesează doar uh, Cred că mă interesează doar primul cerc, hai să dau un extrude curve și să zicem 4. Ok și acum uh, o să-i dau uh, explode. Și o să șterg suprafețele astea de aici. Să le și șterg. Să trecem în shaded pentru asta. Ok. Uh, de aici am zis că vrem să facem un blend între suprafețe sau so blend surface. This guy and this guy. Mm, looks right. Uh, mai putem să ajustăm uh, dacă e nevoie, cât de, uh, cât de mult să țină, să țină cont de curbură, dar pentru exemplu ăsta cred că e, e ok. Și mai avem nevoie aici. This looks about right. Ok. Um, asta o să o copiem de mai multe ori pe suprafața, pe suprafața noastră. Și o să mă duc în top. Și suprafața asta o să o copiez cu array linear de data asta. Și aici avem uh, 3, 6, 9, 12, 13, 13 găuri. Și cu proiect activat, din centru ăsta în centru ăsta. So everything should be fine. Uh, o să fac ca, ca prima oară o să zic uh, select last created. Um, de fapt de prima nici nu am nevoie le grupez să dau split Suprafața asta și suprafața asta. Ok uh, din nou select last. Fără suprafața asta și fără suprafața asta. Ok și mai am nevoie doar de bucata asta care să vină aici. Să so, mă duc în top. Și uh, o să-mi creez o linie both sides din centru și să zic split this guy with this guy și pot să degrupez și pot să joinez bucata asta și apoi să o copiez în, în capăt acolo. So, uh, de fapt, pot să dau un move direct. Move din uh, centru în uh, centru. Ok, join. Și mai trebuie să facem același lucru și cu um, cu bucata verticală. Uh, so, let's show. Asta putem să o ascundem deocamdată. Și bucata asta la fel, Ok. Și idem aici. O să-i dau un uh, grup. Și o să, o să deselectez uh, cercurile astea. Aparent am mutat aia la un moment dat, sper că nu. Ok. Extrude curve, 4 uh, both sides și e și solid. Doesn't matter pentru că oricum o să, oricum o să-i dăm explode. O să cred că for the time being uh, selection filter și nu vreau să selectez decât suprafețe. Ok. Dar nu acea suprafață. Ok. Și exact, exact la fel ca înainte. Uh, blend surface. This guy. Și din nou, uh, Array uh, Cred că ar trebui să fie 12 aici, dar. Ah, nu, tot 13. Uh, din nou, select last, le grupez. Nu le grupez. Acum le grupez. Um, split this guy and this guy. Select last. <coughs> și pot să șterg aici. Okay asta the pot să le selectez le Și okay seems about right. Ok, Bun. Uh, mai rămâne problema cu uh, cu rotitul. Uh, cred că cel mai simplu ar fi doar să, să folosim twist. Sau so, le selectez pe cele două, zic twist. Uh, axa pe care se rotesc va fi. Va fi chiar. Uh, base curve pe care voiam să-l folosesc pentru flow. Și hai să zicem 360 de grade să fie o rotație completă. Ok. Și. That's it avem. Hai să selectăm toate curbele. și să le punem pe un layer nou. De fapt, nu toate curbele, că mai avem nevoie de asta. Ok. Și am rămas doar cu suprafețele și cu base curve-ul. Și acum pot să zic flow. Asta două. So, around here și somewhere around there pentru cerc. Stone un pic and uh, there we go. Uf. Let's just hide this. Și uh, that's about it. Aici văd că era un pic mai puțin curbată, dar se se putea regla din um, din uh, blend surface. So, that's about it. Poate mai putem să adăugăm o rotație sau două, but it's pretty okay the way it is. Uh, try it out, veniți cu alte idei, have some fun, and that's it. Spor la lucru!